În ședința de astăzi o să lucrăm obișnuirea cățelului cu cușca și se face la fel de simplu, așa cum am realizat exercițiul și cu covorașul, momindu-l. Bebe? Bravo, câine ăsta n-a fost niciodată în cușcă, sunt chiar încântat că a intrat din prima. Însă absolut orice atitudine nouă poate fi motivată la modul cel mai pozitiv, ca și poziționarea într-o zonă nouă, prin acordarea unei recompense. Cu toate că inițial nu fac altceva decât să-i arunc bucățele de cașcaval acolo ce a ieșit el, dacă este recompensat puternic, câinele va ajunge să îndrăgească cușca. Am senzația că am aruncat o bucățică de cașcaval acolo, din păcate, și nu e o treabă prea bună. Stai, uite. Dacă rămâne bucățica de cașcaval nescoasă de sub cușcă, câinele nu se va mai concentra la ceea ce avem de făcut. Bravo, cred că am scos-o deja. Stai să văd. Ai mâncat-o? Și acum continuăm inițierea asta, intrării, a exercițiului de intrare în cușcă. Bravo! Și întrucât deja el a intrat de câteva ori, uitați-vă că acum stă în cușcă și așteaptă să primească recompensa și vă spun, câinele n-a intrat niciodată. N-a intrat niciodată în cușcă. Deja mă încurajează să-i bag click-ul. Hai, jos, nu mai vrea să iasă din cușcă. Și credeți-mă că sunt persoane care își forțează câinii să intre în cușcă. Mi se pare atât de neplăcut pentru câine, încât sigur că acesta va evita cușca. Ori ideea este el să iubească cușca. Cușca să devină căsuța lui. Este senzațional. Hai, bitic, hai. Bravo. Eu o să-l învăț, să zicem, cu, nu știu, o să-i spun comanda cușca. De fapt, încerc să-i recompensez faptul că intră în cușcă. Și va trebui să recompensez la fel de abundant, așa cum am recompensat măsuța, șederea în cușcă. Este probabil o idee mai bună să-i aruncați bucățele de cașcaval în cușcă, iar așa, în felul ăsta, câinele să se alimenteze doar din cușcă. Eu aș merge până într-acolo încât i-aș pune bolul de hrană în interiorul cuștii, cel puțin pentru primele 10 zile. Bravo! Avem o lecție foarte bună cu Sami, de altfel el a lucrat foarte bine până acum. Hai, ieși! Bravo! Bravo! Și o să încercăm acum să introducem și comanda. Cușca! Bravo! Și dacă pentru prima dată câinele a intrat în cușcă doar pentru că i-am aruncat momeala, sper de data asta, hai, să intre doar la comandă. Cușca! Cușca! Cușca, bebe! Cușca! Cușca pe el! Cușca! Cușca! Bravo! Se uita la mine, păi și de ce să mă duc acolo dacă nu mi-ai aruncat nimic? Bravo! Cușca! Bravo! Sigur că noi dacă vrem să formăm un reflex, va trebui să repetăm o anumită mișcare, o anumită comandă de un număr de 8 sau chiar 10 ori. Bravo! Foarte bine! Ideea este că trebuie să formați o asociere pozitivă între noua comandă și noul exercițiu și o anumită situație pe care mai târziu, cușca, vreți să o declanșați atunci când vă considerați că vă este avantajos. Veți avea situații în care, nu știu, poate aveți persoane în vizită, vreți ca acest cățel să se ducă la cușcă și să aștepte acolo. Dacă ați făcut o asociere atât de plăcută, câinele se va duce și cu multă, multă plăcere. Bravo! Bravo, bă, puiule, bă! Hai, țucule, cușca! Bravo! Bravo! De data asta l-am recompensat abundent. Bravo! Are o groază de bucățele de cașcaval acolo. Ba chiar una pe care n-am mâncat-o. Bravo! Foarte bine! Foarte bine! Și iată cum se face acomodarea unui puiuț cu un loc pe care el va trebui să-l aprecieze ca fiind căsuța lui. Sami, treci!
Și iată, ne-a ajuns într-un moment în care zic eu că suntem pregătiți să introducem mersul la pas. Avem deja o atenție bună, câinele îmi stă foarte bine pe partea stângă și se recompensează bine, ceea ce înseamnă că aș putea să încerc o deplasare. Bravo! Și vedeți că eu dau recompensa, cu alte cuvinte fac clicul, apoi recompensez pe momentul în care câinele se uită la mine. Nu recompensez niciodată lipsa lui de atenție. Având în vedere că am atenția asta bună, am să încerc să fac un pas, să mi pas. Bravo! Și deja câinele a făcut un început de mers la pas. Pas! Bravo! Și pentru început este suficient să încerc. Încet, pitic. Hărpărețule. Ei, ești bine? Ce-i cu tine? Bravo. Pentru început este suficient să facem o poziționare corectă. Treci. Șezi. Și întotdeauna poziționarea pentru mersul la pas se efectuează prin rotație și apoi prin așezarea în laterală. Iar mai apoi mersul la pas și decurge extrem de simplu, nu e bine, treci. Câine trebuie învățat să aibă un pic de răbdare. Bravo. Ia să vedem. Pas. Bravo. Bravo. Și vedeți bine că elementele de mers la pas se introduc segment cu segment după segment. Bravo. Însă întotdeauna se revine în poziția asta, în plasarea, dacă vreți, a cățelului în zona de siguranță. Iar zona de siguranță este fix asta, cățelul aflat în stânga mea, cu atenție la mine. Pentru inițierea mersului la pas, ne plasăm câteva bucățele de cașcaval. Pas. Bravo! În mâna stângă. Și deschidem pumnul, doar dacă puiul se dovedește a fi insistent. Pas. Bravo! Foarte bine! Pe genul ăsta de atenție se construiește cu multă ușurință un mers la pas care poate fi dus pe o distanță de 40-50 de metri. Pas. Cu alte cuvinte, lasă miroasă. Pas. Bravo! Foarte bine! Nu sări. Șezi. Pentru un mers la pas corect aveți nevoie de o atenție foarte bună din partea câinelui. Pas. Bravo! Foarte bine! Iar asta se construiește dându-i puiului încredere în ceea ce efectuați cu el. Bebe, treci, șezi. Bravo, puiule! Bravo! Sami, pas! Foarte bine! În primele zile e bine să faceți doar o deplasare de 2 sau 3 pași și întotdeauna cu o revenire în stânga dumneavoastră, motiv pentru care ar trebui să-l recompensați abundent. Abia după probabil o săptămână și jumătate de lucru în fiecare zi, vă puteți permite să mergeți până la 5 sau chiar 10 pași. Da, având în vedere că avem un puiuț de vârstă atât de mică, ar trebui deja să-l trecem pe un alt exercițiu, altfel se va plictisi. La covor. Așteaptă. Bravo! Zi o vorbă. Zi? Bravo! Foarte bine! Și iată cum avem un puiuț de Rottweiler care a trecut prin câteva elemente noi, ba chiar se mai duce la cușcă să vadă dacă pică ceva. Cușca! Și eu nu vreau să-l dezamăgesc și îl mai trimit din când în când acolo. Hai, la covor. Bravo! Aș putea chiar să introduc cușca în programul meu de fiecare zi și sunt convins că l-ar amuza foarte tare. Zi? Nu așa. Încet. Zi o vorbă. Zi? Zi o vorbă. Mai zi una. Bravo! Foarte bine. Bravo, piti. Cușca? Bravo, bebe. Ok.